Bun regăsit dragilor pe canalul meu de YouTube! Eu sunt Carly Marian, iar în episodul de astăzi vreau să dezbatem un subiect frecvent pe grupul meu de Facebook, Carly Expertul Tău în Plante, un subiect legat de orhideea Phalaenopsis. Adeseori sunt întrebat dacă pot ajuta în a dezluși misterul. Este tijă florală sau este rădăcină? Așadar, în episodul de astăzi voi încerca să-ți dau câteva indicii, astfel încât să-ți satisfaci curiozitatea încă de la început, dacă este tijă florală sau rădăcină. Pentru că, să știi, Orhideea Phalaenopsis are o mită perioadă de la o înflorire la alta și atunci când ai senzația că e tijă florală, nu mai aștepți de nerăbdare și vrei să știi, e tijă florală sau este o simplă rădăcină. Ei bine, astăzi îți voi spune cum să identifici această problemă. Problema cu ghilimele de rigoare. Ei bine, trebuie să știi că în momentul în care ai senzația că este o tijă florală, trebuie să știi că diferența între tija florală incipientă și rădăcină este că rădăcina întotdeauna de cele mai multe ori are culoarea roșiatică, iar vârful este rotunjit comparativ cu tija florală care de la început are o formă ușor ascuțită și întotdeauna este un verde deschis. Dacă rădăcina de cele mai multe ori încă de la început începe să își formeze velamenul care are o, o, o culoare argintiu-sidefie în partea superioară și vezi cum vârful rămâne verde și în spate se formează această culoare, Venamenul trebuie să știi că este acel țesut epidermic spongios care ajută orhideele falenopsis să absoarbă apa de care le au nevoie. Iar tija florală nu face altceva decât să continue deja să formeze internodiile, iar vârful să rămână ascuțit. Și internodiile se le vezi acolo strânse, care odată cu creșterea tijei vor începe să se desfășoare. Încă un indiciu este că întotdeauna tija florală nu se formează la un nivel inferior celei care s-a trecut. Așadar, dacă avem o tijă florală care s-a trecut la un anumit nivel pe tulpină, asta înseamnă că întotdeauna cealaltă se va forma la un nivel superior, fie în aceeași parte deasupra frunzei, fie în partea opusă. Cam acestea sunt cele două indicii care te pot ajuta să identifici dacă e tijă florală sau dacă e rădăcină la orhideea Phalaenopsis. Îți recomand să urmărești și filmulețul meu despre cum stimulezi înflorirea la orhideea Phalaenopsis. Asta în cazul în care aștepți de ceva timp și nu se întâmplă nimic. Să știi că luna octombrie este o lună perfectă pentru a ajuta Orhidea Phalaenopsis să inițieze inducția florală și să formeze florile mult așteptate. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, sper că informațiile mele să te ajute să identifici mult mai rapid dacă este floare sau dacă este rădăcină și să ne revedem data viitoare cu un nou episod din lumea plantelor.